Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. Fraților, astăzi am de abordat un subiect super amuzant și trist în același timp, pentru că după cum ați văzut și din titlu sau după cum o să vedeți, o să vă povestesc o întâmplare superbă de-a mea, superbă de-a mea. Hai vedem ce avem de construit și v-aș ruga să lăsați și un like dacă vreți. Bă, asta n-am înțeles cum să o fac, deci un triunghi așa, un triunghi așa și o cioacă la sfârșit. Bun, am înțeles. Bine, mă. Bă, frate, mă, hai să vă povestesc eu numai cum mi-am rupt eu mâna, că doar așa scrie în titlu. Bă, frate, mamă, încă mi-amintesc, băi, fratele meu, mă, bă, cum a fost aia, nu, mă, bă, n-am mai văzut în viața mea, frate, ca aia, deci în viața mea, serio, dacă am mai văzut ca aia. Eram frumos în iarna lui 2000, cât? Suntem în 2016, mă rog, eram, cred, în clasa 6-a. Și ori înainte de semestru 2, ori în vacanța semestrială, mă rog, sau în semestru 1, când era iarna, mă rog, știu că era o iarnă, frate, bă, și ninsese așa mult, ninsese, fusese tot, Caterinca acolo, zăpadă multă, că atunci apare mai ninja, nu cum a fost în ultimii 2 ani. Da, bă, și mă duc acolo, bă, atunci, hai zicem că îmi plăcea parcurul, doar îmi plăcea, că de făcut nu-l făceam, aveam eu câțiva colegi care tot, după ore se duceau cică să facă parkour. Mă rog, dacă urmăresc asta o să știe că despre ei este vorba. Mă rog. Și acolo frumos, liniștit, încep eu să... După... Eram... Știu că erau... Cred că mai erau... erau și niște fete dacă nu mă înșel. Dar... Cel mai tare îmi aminte... De fapt, cel mai bine îmi amintesc cum... Opa, bă. Ce-am făcut? Așa. Așa. Cel mai bine mi-am că eram noi acolo în colectiv, nu știu cum, bă, la un dat unii mai pleacă, noi așa și mai rămân eu cu ăia, mă rog, mai eram încă mulți. Și, bă, frate, să urc unul pe o bancă, în spatele băncii fiind zăpadă. Bă, să urcă primul, să aruncă așa, dă frontflip. O, bine, mă, tu, se urcă unul, mai dă unul un frontflip, bă, nu știu cum. După aia am zis, bă, hai dau și eu, bă, frate, mă duc și eu văd că dau așa un frontflip de la șmecher. Ne, și cel mai praf de acolo dintre noi, vorba vine, o putut să dea. Și bă, ne vedeam tot așa că putem, după care mai făceam, săram prin zăpadă acolo, tot deja mare parcuriști. Băi, l-am dat unul odată un backflip. A zis, bă, hai că eu dau backflip. Și bă, du-te, bă, cum să dai, face. L-am dat, eu ieșit, știi, odată și eu ieșit. Eu dat să urca pe bancă și eu ieșit, aparent. Și vreau să spun că a fost șmecher, bă, că eu ieșit, opa. Deci, trei așa, la sfârșit și o ai aici. Oaia, hai să pun oaia. Da, mă. Și cum, deci, revenind, cum se urcă la și dă așa un backflip frumos, reușește, știi? La care ziceam, bă, tot acolo, mamă, bă, ce tare, frate, ești nebun la cap, lui te bă, ce tare. Cred că așa trebuie să fie, nu? Ok, hai să văd. Și, bă, frate, am zis, bă, frate, da și eu, și am dat, frate, am dat mai multe, mai multe și mai multe. Până când mi-a venit mie ideea proastă de a da un double backflip, da? Ați auzit bine, un double backflip. Bă, frate, am acolo încă, da, încă țin minte cum am căzut, deci, să o spun pe aia originală. M-am urcat pe banca aia și mă sprijineam de un coleg, da, stăteam pe spătarul la băncii. Și mă sprijineam așa de un coleg și zic, bă, dau, dă-i, dau, dă-i. Și mă pun să dau, frate. La un backflip de la, bă, îl dau perfect frumos. Știu că în fix înainte să ajung, deci fix înainte să ajung, am căzut, frate. Bă, dar știți cum am căzut? N-am face cam acum, că doar v-aș arăta. Am căzut așa pe mână, dar nu știu cum să vă spun eu, așa original am căzut pe mână, dacă mă credeți. În mână direct, nu pe mână. Deci în mână, fix acolo la... Băi, dacă aș termina numai ăsta, o leacă să pot povesti. Ok, aici era asta. Asta și acum câte de asta. Am căzut fix în pod după, așa mă, în pod după, bă, nu așa era? Mă rog, am căzut fix în podul palmei. Știți cum e? Fix în podul palmei, așa cu dreapta, am căzut în podul palmei. Băi, fratele meu mare, urât rău de tot. Ah, bă, după ce am căzut, frate, bă, mai eram cu niște colegi acolo, bă, tocmai v-am spus. Și ăia, ce să facă? Și am zis ăia, dau frumos și zic, e, bravo, bă, ai reușit, nu știu cum, că suntem în fund, adică după ce am cales așa, m-am căzut în fund și zis, bă, bravo, bă, nu știu cum. Bă, frate, bă, una, două, trei, patru, cinci, una, două, trei, patru, cinci, bă, frate, asta ar fi fost ok,
După ce s-a întâmplat asta, eu încă eram ok, ziceam, bă, nu știu cum e ieșit, nu simțisem. Era fiind prea mare impactul, n-am apucat să simt. Și n-am zis nimic, știi? La un moment dat văd așa că mai dau, mă mai joc așa o leacă pe acolo și la un moment dat ăștia vor să plece, știi? Să ne mutăm în alt loc să mai facem parcurs. La care, după ce am terminat ăsta, bă, frate, când să se mute, când să zic și eu, bă, hai că mă ridic și eu să vin. Să mă că nu l-am terminat. Una, două, trei, patru. Mamă, dar ce greu e. Mă rog, n-am pierdut eu. Și când să mă ridic și eu să vin, bă, le fac lui ăștia, bă, mă doare mâna, frate, și ăștia acolo. Hai, bă, vino. Bă, mă doare mâna aici, prostă, ajută-mă și pe mine, faci. Și fac la un moment dat că, bă, nu pot, frate, mă doare mâna foarte tare, serio, cred că am pățit ceva la mână, sigur am pățit ceva. La care, n-ai, bă, nimic, treci încă mai repede. Bine, frate, dau să mă ridic, bă, chiar nu pot, frate, deci am zis, chiar nu puteam, deci chiar era, nu puteam, era, că mâna mea era, deci, o să ajung și acolo. Bă, frate, mâna mea era dusă de tot, bă, și la un moment dat cu o fată de acolo, ci că, bă, cred că m-am lovit la mână, și că du-te acasă, da, bine. Și ce am făcut? Am încercat să mă duc acasă. Bă, frate, povestea cea mai interesantă o veni pe drum. Când, bă, dau să merg pe drum acasă, frate, și la un moment dat, bă, mă țineam așa de mână, cum mă țineam, că începe să mă doară tare, bă, tare, tare. Și cum mă dura pe mine mâna, la un moment dat, da, îmi ridic geaca să văd ce am la mână. Bă, și când îmi văd mâna, că pur și simplu nu mai arata mână, efectiv. Deci când mi-am văzut mâna că arăta cu totul și cu totul altfel, dar nu am mână. Deci era fix. What? Mă rog, o să fac așa. Cred că nu trebuie așa, dar mă rog. Bă, frate, zic, gata, m-am panicat, frate. Și am văzut, bă, sigur am pățit ceva, frate, că a venit ce avea mâna complet îndoită, frate, nu știu ce mama naibii. Dar nu știu de ce nu e și bine. Da, m-am dus pe dic. Mă rog. Și văd așa, la un moment dat cad, frate, pe gheața aia, cum mă duc acasă, cad. Și am așteptat 5 minute să vine cineva să mă ridice, frate. Și ajung acasă frumos, nu știu cum. Arăt, le-a rămâna la părinți. Atunci, nu știu, da, stăteau liniștiți. Și le arăt, frate, că mă doare. Tata a zis, bă, n-ai puțin nimic, mama la fel. Ne îmbrăcăm frumos, mergem la spital. Ajungem acolo, dar până la urmă ce am pățit? Păi, cred că ți-ai rămâna. Eram ceva, what? Și trebuia să mă internez, nu știu cum. Și cam așa mi-am rupt eu mâna. Da, și după știu că m-am dus în sala aia și o trebuie să tragă doctorul de mâna mea, să mi-a plac, plac, și după iar mi-a făcut radiografie, după plac, plac, și după iar plac, plac, și o tras de vreo 5 ori până o pusă la loc corect, știi? Că îmi fracturasem două oase și îmi căzuseră pe nu știu unde. Să nu încercați, vă, parcurs, să nu încercați. Da, bun. Oricum, cam atât a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și că ne revedem data viitoare. Vă pup pe ceafă, pa, bă.